de reprezentativitate. Acum, așa, ca să închid paranteza asta cu ambasadorul, vreau să vă spun că sunt invitat pe 29 octombrie curent să țin un discurs în Senatul francez, așa că o să într-un fel o să compensez. Nu pe bune, adică nu glumesc. Referitor la lucrul acesta foarte important, deci a circuitului cărții dinspre noi spre în afară și din afară spre noi. La numele pe care le-ați pomenit, aș aminti și de Petru Movilă, care nu-i așa a făcut Academie la Kiev și care este unul dintre mari cărturari pe care a dat poporul nostru lumii slave, de fapt, ortodoxie. Și este o dimensiune importantă această dublă, de fapt, dimensiune și teologică și cărturărească. Referitor la acel dublu discurs, deci exportul de imagini, dacă vreți, și importul de carte, de cărturari. Și Vitalia, am fost la domnul coleg de facultate și Dudu și dumneavoastră foarte mai mult. Cred că noi cu toții am trăit una dintre cele mai mari frustrări exact la vârsta formativă, la vârsta în care adolescentul, copilul îmbibă tot. Am trăit frustrarea, de exemplu, de a învăța la filozofie Nietzsche, Hegel, nu știu ce, și nu ai putea citi. Pentru că dacă te prindeau la filozofie sau la universitate cât citeai Nietzsche sau era Doamne ferești, nu vă spun ce. Adică am ajuns în situație de a-i critica la filozofie marxistă, nu-i așa, pe Nietzsche, pe Schopenhauer, și îi criticam cu citate deja din textele, din manualele respective. Până că acele citate sună la dracului de bine, erau foarte convingătoare. Dar era o frustrare teribilă, vreau să mă credeți. Mai era o frustrare a citit cărți îngerite în ziar pe sub bani.